Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Rodica Cocalea și astăzi discutăm despre trunchiul de piramidă patrulateră regulat. Egiptenii au acordat o atenție deosebită calculării volumelor acelor corpuri geometrice care le erau necesare în construcții, și anume piramida, trunchiul de piramidă și cilindru. Obeliscul, altarele, soclurile statuilor nu sunt altceva decât trunchiuri de piramidă, ale căror volume trebuiau cunoscute pentru manipulare și folosirea lor. Obeliscul este un monument comemorativ de origine egipteană, în formă de trunchi de piramidă, alcătuit de obicei dintr-un singur bloc de piatră și acoperit cu inscripții. Trunchiul de piramidă regulată se obține prin secționarea unei piramide regulate cu un plan paralel cu baza și prin îndepărtarea piramidei mici formate. Iată elementele unei piramide patrulatere regulate. V' este înălțimea piramidei din care am generat trunchiul de piramide. Prin înlăturarea piramidei mici se obține O', înălțimea trunchiului de piramidă. Baza ABCD este baza mare, un pătrat cu latura L mare. A'B'C'D' este baza mică, care este un pătrat de latură L mic. A'A, B'B, C'D' sunt muchiile laterale. MM' este apotema trunchiului de piramidă. OM, apotema bazei mari. Respectiv O'M', apotema bazei mici. Ne apar fețele laterale ale trunchiului de piramidă regulată, de fapt la orice trunchi de piramidă regulată, fețele laterale sunt trapeze isoscele, iar secțiunea diagonală a trunchiului de piramidă este de asemenea un trapez isoscel. Iată desfășurarea unui trunchi de piramidă patrulateră regulată. De ziceam că e format din bază mare, un pătrat, baza mică, iarăși un pătrat, iar fețele laterale sunt patru trapeze isoscele. Formulele legate de piramida regulată, și anume area laterală de trunchiul de piramidă regulată. Area laterală este perimetrul bazei mari plus perimetrul bazei mici, ori apotema trunchiului pe 2. La area totală, pe lângă area laterală, se adaugă și ariile celor două baze. Volumul e înălțimea pe 3, pe lângă area bazei mari plus area bazei mici, plus radical din area bazei mari, ori area bazei mici. Încă o dată, formulele de la trunchiul de piramidă regulată, patrulateră de data aceasta, pentru că avem și perimetrul bazei de 4 ori latura, fiind pătrat, și area bazei fiind latura la puterea a 2. Cum trunchiul de piramidă se obține prin secționarea unei piramide cu un plan paralel cu baza, fiind plane paralele, se pot obține perechi de triunghiuri asemenea și atunci, scriind șirul de rapoarte de asemănare, latura bazei mici pe latura bazei mari, egal cu înălțimea piramidei mici pe înălțimea piramidei mari și, în final, să zicem totul egal cu capa, care este raportul de asemănare. Dacă acest raport de asemănare îl ridicăm la puterea a doua, ceea ce obținem va fi raport de arii, deci area laterală a piramidei mici supra area laterală a piramidei mari, de exemplu, sau area bazei mici supra area bazei mari. Dacă acest raport de asemănare îl ridicăm la puterea a treia, ceea ce obținem vor fi raportul volumelor celor două piramide, volumul piramidei mici pe volumul piramidei mari. O problemă legată de trunchiul de piramidă
patru latere regulată. De se cunoaște latura bazei mari de 12 cm, latura bazei mici de 6 cm, iar înălțimea piramidei, de trunchiului de piramidă, de 4 cm. Să se calculeze în prima fază lungimea apotemei trunchiului de piramidă. Haideți să scoatem separat trapezul OM, M'O', care este un trapez dreptunghic în O. O' este înălțimea de 4 cm. Construim înălțimea în acest trapez M'E, de asemenea va fi tot de 4 cm, pentru că O'OEM' este un dreptunghi. OM este apotema bazei mari, fiind pătrat. Apotema pătratului este latură supra 2, baza mare de 12 cm, supra 2, 6 cm. O'M' va fi apotema bazei mici. Baza mică e un pătrat, apotema pătratului e latură pe 2, la noi latura e de 6 cm pe 2-3 cm. Dar O'M' este egal și cu OE, care de asemenea e de 3 cm. Atunci EM este diferența între OM și M'O', adică 6 minus 3, 3 cm. Mi se formează triunghiul M'EM, care este triunghi dreptunghic în E, cu catetele de 3 cm și de 4 cm. Aplicând teorema lui Pitagora în acest triunghi, obținem ipotenuza M'EM de 5 cm, deoarece numerele 3, 4, 5 sunt numere pitagorice. Deci am calculat apotema de 5 cm. Să vedem area laterală, area totală și volumul piramidei. Deci area laterală știm că este egală cu perimetrul bazei mari plus perimetrul bazei mici ori apotema trunchiului pe 2. Perimetrul bazei mari este pătrat baza mare, perimetrul va fi de 4 ori latura. Deci 4 ori 12 va fi 48 plus perimetrul bazei mici. Baza mică e un pătrat de latură 6. Atunci perimetrul pătratului este 4 ori 6, 24. Tot înmulțit cu apotema care ne-a dat 5 supra 2. 48 plus 24 este 72. Ori 5 pe 2, simplificând cu 2 ne dă 36 ori 5, deci egal cu 180 cm pătrați. Area totală este area laterală, adică 180, plus area bazei mari, de ziceam că baza mare este un pătrat de latură 12, deci area pătratului L pătrat, 12 la pătrat, 144, plus area bazei mici, baza mică, un pătrat cu latura de 6 cm, 6 la pătrat este 36 și atunci area totală dă 360 cm pătrați. Volumul trunchiului este egal cu înălțimea pe 3, înălțimea ne-a fost dată de 4 cm pe 3, pe lângă area bazei mari, care am văzut că e 144, plus area bazei mici, 36, plus radical din produsul lor. Pe area unui pătrat e L pătrat, radical din L pătrat este L, de fapt, adică L mare 12 și L mic 6. Egal 4 pe 3 ori 12 ori 6 este 72, adunând cu 144 plus 36 ne dă 252. Simplificând, e 4 ori 84, deci egal cu 336 cm cubi. Dacă
am vrea să calculăm și înălțimea piramidei din care provine punctul de piramidă, atunci o să apelăm la rapoartele de asemănare. Deci, triunghiul VO'M' este asemenea cu triunghiul VOM, deoarece O'M' e paralel cu OM și se poate scrie raportul de asemănare VO' supra VO va fi egal cu O'M' supra OM, de fapt sunt apotemele, dacă le-am amplificat raportul cu 2, de fapt obținem L mic pe L mare. Am discutat de aceste rapoarte de asemănare și anterior. VO' nu-l cunoaștem. VO e format din VO' plus O', care este înălțimea trunchiului de piramidă de 4, L mic 6, L mare 12. Simplificând acest raport cu 6, obținem 1 pe 2. De unde, dacă mulțim produsul mesilor și produsul extremilor, obținem 2VO' egal cu VO' plus 4, de unde VO' este chiar 4, da? Trecem în partea cealaltă VO' cu sens schimbat, și atunci VO este suma dintre VO' și O', adică 4 plus 4 egal 8 centimetri. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!